pocăința înseamnă să știi să te smerești, să știi să te măsori, să știi să te înregistrezi în tot ce faci. Te-ai spălat la o subțioară și dacă nu te-ai înregistrat, nu te-ai spălat și la cealaltă, știți? Unde e o nuanță de înădușeală, știți? O nuanță de miros al înădușei. Deci trebuie să știi de tine. De-aia spuneam că unde erai atunci când nu erai cu tine, în tine. Pocăința este asta, gândul la Dumnezeu neapărat și mai ales, dragii mei, să cunoaște, să știți cu orice chip că nu suntem creați de Dumnezeu numai pentru noi, ci suntem creați pentru toată lumea, pentru toată creația. Vrei să vezi raiul? Lasă-l vadă întâi celălalt, știți? Mântuind, mântuiește-te. Altfel nu. Nu poți dacă nu știi să jertfești. Pentru că viața este o continuă jertfire. E. Și concepția de mântuire creștină e jertfa. Spre alte concepții, zice-se, de mântuire a diferitor religii, știți? Care tocmai asta vor ei ca scop să scape de suferință. Mântuiește, nu, tocmai prin suferință scapă de suferință. Pentru că, dragii mei, crucea a împuternicit pe Hristos să judece suferința. Minunile care le-a făcut Iisus Hristos grozave, dar stat istoria și lumea și veacurile și creația a stat în frânte și pe loc, n-a mântuit lumea, învieri, vindecări, care încă nu se știu cât, dar știm că a fost la nesfârșit, n-a mântuit lumea aceste lume. Învierul Lazar miroase, Doamne, că e de 4 zile. Tocmai era. De-aia spun lucrul ăsta. Ca să știe că era și timpul el să intre în putrefacție. Și tocmai a înviat. E, n-a înviat lumea. Schimbarea la față pe tabor. A zis Petru, Doamne, să faci 3 colibe. Bietul Petru, depășit cu totul ca om săraful de lumina care a văzut-o pe Mântuitorul într-o ipostază nemai văzută, că el s-a arătat numai ca om, a zis, facem 3 colibe, adică să noi să slujim, că vedem că ești dincolo de închipuirea măsurată a minții omenești. Și Mântuitorul, prin cel ce s-a întâmplat, i-ar fi spus, adică se înțelege că asta trebuia. Bine, Petre, faci, dar ce facem cu răstignirea? Pentru că acolo, de fapt, este tocmai misiunea mea, tocmai acolo se împlinește misiunea mea pe cruce. Și nu putea Iisus Hristos să nimicească pe toți, că era Dumnezeu, vă dați seama, stingea într-o clipă. Dar nu așa. Scopul a fost să salveze jignirea pe care a dus-o Adam lui Dumnezeu prin mâncare, prin neascultare. Deci crucea, noi toți trebuie să știți, trebuie să o terminăm pe cruce. Înțelegând că crucea este cel mai răudat lucru al pământului, al lumii, al vieții noastre.